Tone de fier beton au fost furate de la o societate comercială din Corlătești. Administratorul firmei a reclamat delictul la poliție, oamenii legii demarând imediat o anchetă. La data de 6 martie 2014, polițiștii din Valea Călugărească au fost sesizați de către administratorul unei societăți comerciale despre faptul că în perioada februarie-martie 2014 persoane necunoscute au pătruns în incinta societății, de unde au sustras aproximativ 4.000 kg fier beton și o aerotermă. În urma cercetărilor, făptașii au fost identificați și vor răspunde în fața legii. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat 3 bărbați, bănuiți că ar fi pătruns în incinta societății de unde au sustras bunurile menționate. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiuni de furt calificat. Firma și-a recuperat în totalitate prejudiciul care depășea 12.000 de lei.